Prezentul acord se încheie la inițiativa președintelui României și este asumat de partidele și formațiunile parlamentare, precum și de grupul parlamentar al minorităților naționale. În consecință, semnează acordul domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Semnează acordul din partea Partidului Social Democrat, domnul Victor Viorel Ponta. Semnează acordul din partea Partidului Național Liberal, doamna Alina Ștefania Gheorghiu și domnul Cătălin Predoiu. Semnează acordul din partea Uniunii Naționale pentru Progresul României, domnul Gabriel Oprea. Semnează acordul din partea Partidului Conservator, domnul Daniel Constantin. Semnează acordul din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, domnul Kelemen Hunor. Semnează acordul din partea Partidului Poporului, Dan Diaconescu, doamna Simona Alice Mann. Doamnelor și domnilor președinți, onorată asistență, vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru că ați înțeles cu maturitate și responsabilitate că este nevoie de un acord privind finanțarea armatei asumat de toate partidele politice parlamentare. Astăzi le arătăm militarilor români că îi respectăm și că dorim să le îmbunătățim condițiile de muncă prin asigurarea finanțării necesare pentru pregătire și pentru înzestrarea cu echipament modern de luptă. Faptul că toți cei prezenți s-au angajat să susțină atingerea în 2017 a unui nivel de minimum 2% din produsul intern brut pentru apărare și să păstrăm această limită ca un minim pentru cel puțin 10 ani, arată dorința României de a avea predictibilitate în asigurarea bugetului pentru apărare. Armata este un furnizor de securitate, dar poate să fie și un furnizor de dezvoltare economică, pentru că programele de înzestrare cu tehnică de luptă pot să genereze parteneriate între firmele de profil din țară și cele ale aliaților noștri, precum și investiții străine și locuri de muncă pentru români. Eu văd acordul politic de susținere a finanțării pentru apărare ca și pe un acord implicit pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare. Până acum s-au spus multe vorbe, au fost făcute multe strategii care au rămas, de obicei, doar pe hârtie. Este momentul să tratăm cu toată seriozitatea acest subiect important pentru securitatea națională și să obținem rezultate. Astăzi arătăm totodată că România este membru responsabil în cadrul NATO și își înțelege bine atribuțiile. Atunci când așteptăm solidaritate din partea aliaților noștri, într-un moment dificil pentru securitatea regiunii noastre, trebuie să fim conștienți că suntem datori să mărim contribuția financiară pentru armată.
Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, alături de apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, reprezintă elementele fundamentale ale politicii noastre externe și de securitate. Vă asigur că România se va comporta ca un partener de nădejde. Vă mulțumesc tuturor!